Doamnelor și domnilor, nu aș fi vrut să vorbesc azi în fața noastră, dar sunt onorat eu fiind oltean să vin la Dorohoi, 6 octombrie, 605 ani de când a fost atestat documentar acest oraș. Poate puțină lume din România știe că Spirul Haret a născut aici, sau că George ne studiez de aici, sau Lăntinat, sau Păstorel. Dar ceea ce este important pentru dumneavoastră, să știți că aveți prieteni la București. Și vreau să-i mulțumesc primarului dumneavoastră pentru cum a reușit să gestioneze anul 2010 și ultimii 2 ani de zile. Știți foarte bine ce ați pățit în 2010. Și vreau să vă mulțumesc. Sunteți un oraș european din două motive. Unu, întotdeauna în democrație votul oamenilor contează. Ați venit foarte mult la vot pe 10 iunie și l-ați votat cu 75%. S-a schimbat fața Dorohoiului. Doi, ați venit la referendum și ați spus oamenilor din toată Europa și din Moldova. Dacă vreți să luați o decizie în România, o luați cu noi, cei care avem drept de vot. Ați fost peste 50% și vreau să mulțumesc. De fapt, 50%. Aveți în stânga mea doi oameni care vă reprezintă cu 500 Parlamentul României, nu numai cu punct de vedere al integrității, a moralității, ci a și lucrul bune care le face alături de privat pentru dumneavoastră. Dacă vreți să schimbăm ceva în România, avem nevoie de oameni de acest gen. Oameni care să vină să promită puțin să facă multe. Andrei Dorineascu este prietenul meu și să știți că vă reprezintă cu onoare și cu cinste Parlamentul României alături de senatorul Mal. 30 de secunde pe final. Știu că Dorohoiul are nevoie de locuri de muncă. Știu și eu, știe și primul ministru al României. Dacă există ceva pentru care am rămas în România și ne batem, este să generăm în România credibilitate, șansa de a avea un loc de muncă. Dacă ai un loc de muncă, poți să-ți duci copiii la școală. Am văzut foarte mulți copii talentați, mai ales fete, domnișoare, am și o fată de 5 ani, să vă trească copiii. Avem nevoie de un învățământ de calitate și de servicii de sănătate de calitate. Dar în primul rând avem nevoie de locuri de muncă. Am pierdut peste 740.000 de locuri de muncă în România în ultimii 3 ani și jumătate. Știu că este o tăiată grea. Știu că puțin de dumneavoastră au bani în buzunar. Dar vreau să repetați în următoarea perioadă același angajament european pe care l-aveți. Și vreau să credeți că România poate să fie visul fiecărui tânăr care se află la școală. Și că aici putem să facem locuri de muncă alături de Dorin, care îi urez succes și credeți-mă, dai afară pe ușă, intră pe geam. Dai afară pe ușă, intră pe geam. Pentru dumneavoastră. Este un primar, un primar pe care l-aș dori în multe localități din România. Vă urez o seară frumoasă, vă doresc tot bine din lume și sper că la 610 ani, după 4 ani, cu acest politician recunoscut și respectarea noastră, să vedem un Dorohoi așa cum vrem noi, un oraș așa cum l-a vizat Spirul Haret, un oraș european și George Enescu. La mulți ani, la mulți ani Dorohoi, o să vedeți un alt parlament, mai aproape de dumneavoastră, o să vedeți un guvern care să lucrează pentru dumneavoastră, un alt fel de politic în România, pentru că aveți nevoie. Și le mulțumesc tinerilor și celor mai seniorilor pentru că au venit la vot pe 10 iunie și l-au votat pe Dorin, primarul dumneavoastră. Un an bun, să ne dea Dumnezeu mai multă înțelepciune, liniște și prosperitate. Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte. Vă doresc în continuare de tracție plăcută. Te iubesc, Dorohoi, sloganul cu care se desfășoară țărpările noastre. Distracție la noastră, master și mâine. Mai bine ne mai vedem. La revedere!